Suntem pe data de 30 aprilie 2024. Aseară am mutat larvele în cupulele formate de albina după ce le-am confecționat. Acum nu e o temperatură chiar foarte bună de a verifica aceste cupule, dar trebuie să văd dacă sunt luate în creștere sau nu. Am doi crescători de regine și îl voi verifica scurt, chiar dacă nu o să se vadă foarte bine. Important e să văd eu dacă sunt luate în creștere sau nu. Voi face acest lucru cât mai repede. După ce o să verific, o să vă explic un pic etapele de luare în creștere acestor boci. Aici am dat 10 larve. Foarte, foarte curios. Trebuie o unealtă. Așa. Asta fiind prima serie care o dau, am emoții în a-l verifica. Nu le-am verificat nici eu încă. Deci să vedem câte. Sper să se vadă. Aici nu, aici una, două, trei, patru, aici nu, cinci. Deci sunt cinci luate în creștere. E foarte bine. E foarte bine. Foarte, foarte bine. Bun, atâta vreau să știu aici. Fiind luate în prezența reginei, vă dați seama, e perfect. Aceasta fiind colonia mai micuță, să-i zic așa. N-ajunge că am eu un cocoș în curte, mai vin și cocoșii de la vecini să-mi plimb. Bun. Foarte, foarte fain. Sunt mulțumit. 35 bucăți. Acum verificăm și pe al doilea. Acolo am dat mai multe larve. Fiind o colonie mai puternică, a primit mai multe larve. Verific și acolo. O să verific și acolo. Hai să vedem și acolo. Prin tot zgomotul ăsta de cocoși, cumva, facem și noi un filmuleț. Așa. Să verificăm și pe ăsta.
așa. Aici, fiindcă au primit mai mult, s-ar putea să fie mai bine. Dar se vede. Ușor. Aici am dat mai mult. Avem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Șapte, opt, nouă, 10 ar fi, 11, cam 11, cam puțin, voi verifica peste câteva zile căpăcirea. În total, dacă sunt 10 regine crescute, va fi în regulă. Pentru prima dată este în regulă. Bine, să aibă căldură. Cam asta este. În mod normal cam 5 sunt toate în creștere. Acum aici voi nota data în care au fost mutate larvele. 29.04. După care căpăcirea va avea loc în data de 4.05 și mutarea pe 0.905. Acum să sper că așa va fi. Bun. Deci am în zonă 3 cocoși care cântă. 3 cocoși. Eu unul nu-i suport, nu să mă împuști. Bun. Acum se vede câte regine vor fi luate în creștere per total. Nu știu acest lucru. Câte vor fi duse la finalizare. Dar mizez pe 10 nuclei. Și atunci această serie de regine, această serie de regine va fi notată ca, să vedem, să duc eu camera aici. Deci voi nota în felul următor reginele. Ele se vor numi B24X. Și
Așa se vor numi ele. Aici voi scrie aproximativ 10 luate în creștere. Atâta mă interesează. Și voi verifica data 29.04.24. Asta este așa un amănunt pentru mine. Îi pun foaia sub capac. Urmând să văd câte vor fi finalizate. Bun, ce vrem acum să vă zic? Mutarea larvelor se face dintr-un stup. Să spunem că avem o colonie cu 10 rame. Larvele se află pe rama 3, larve, și pe rama cu numărul 8, larve. Deci aici vor fi larvele. De unde vom muta larvele? Vom muta larvele pe ramă. Puietul căpăcit se află aici, aici, aici și aici, iar larvele bune vor fi mereu lângă ouă, deci avem ouă, în ambele capete, după care vin larvele proaspăt ecluzionate. De unde mutăm larve? Mutăm din zona de lângă ouă, care de obicei se află în aceste zone. Sau chiar pe mijloc. Deci acestea sunt ramele cu numărul 3 și numărul 8 într-o anumită colonie. Cam asta ar fi de zis. Acum, un alt aspect, cum se ia larva din pupulă, facem aici celula, de albină, asta e celula, aici găsim larva. Să zicem că asta este larva. Acum când venim cu unealta de mutare a larvei, adică o lansetă sau o lanțetă sau cum îi se zice, intrăm sub larvă din partea aceasta, din partea din spate a larvei o să intrăm și o să lăsăm într-o celulă goală, fiindcă eu practic mutarea larvelor pe uscat, o să o las pur și simplu aici. Atâta tot că din momentul mutării larvei, deci larva este hrănită din 15 minute, la fiecare 15 minute larva este hrănită cu lăptișor, trebuie să ne mișcăm repede, încât larva să fie introdusă în colonia crescătoare în acest interval de 15 minute. Astfel larva va flămânzi. Eu, ca să fac acest lucru, voi
cum procedez. Deci am o linie cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Mut repede larvele la fiecare, după care am luat această linie și o introduc în stup. Și așa colonia care încă nu este obișnuită să crească larve, va lua un număr mic de larve în creștere, între 5, chiar 4 larve va lua în creștere. Nu forțez această creștere, aș putea să înlocuiesc toate cuculele cu cupule noi, să adun, să iau cupulele luate în creștere acolo și să le duc la altă linie, să le înlocuiesc și să dau alte. Nu. Acest lucru se face în crescătoarele standard cu colonii orfanizate. Se pregătește timp de 10 zile acele startere. Eu, fiindcă cresc în prezența reginei, 5 boci sunt suficiente la prima creștere. Sper că s-a înțeles. Filmul l-am făcut mai mult pentru în viitor, ca cei care mă vor urma, să zic așa, să înțeleagă metoda de a da larve la o colonie și de unde și cum. Acum, fiindcă linia mea se va numi, B24X, aceasta e prima linie, deci aceste boci care le-am dat acum fac parte din acest număr pentru a le putea urmări pe viitor. Va urma o altă linie după acestea, care se vor numi B24Y, făcând parte din aceeași rasă cele două linii. De aceea se vor numi X și Y. Bun, sper că s-a înțeles. Până data viitoare, numai bine!